Oamenii sunt extrem de preocupați de ziua de mâine, pentru că am văzut, s-a dat o alarmă falsă, să spun că se scumpește benzina peste noapte, ajunge la 11 lei litru. S-a dat o alarmă falsă că se scumpește uleiul și s-au dus, oamenii și-au luat și-au făcut provizii. E clar, românul e speriat de ziua de mâine, e panicat, nu știe ce se întâmplă, nu are încredere poate în autorități. Ce le recomandați românilor în perioada următoare? Să-și pună bani deoparte, să fie mai atenți la iată, știrile false, da? Care induc panică. Ce le recomandați dumneavoastră românilor? Eu le recomand românilor să-și pună bani deoparte absolut tot timpul, nu doar în momente de criză, și în special în momente de pace, în special în momente de bunăstare. În momentul în care avem momente de criză, să avem o oarecare liniște fiscală în spatele nostru, să putem să trecem aceste momente de criză. Și deci e bine să avem ordine. Închei aici acest mic episod de educație financiară, dar în special când ne e bine să punem bani deoparte, așa că o mică, dacă mi se permisă, recomandare. Pe de altă parte, eu îndemn la moderație, fiindcă există conceptul de criză anticipativă. În momentul în care noi spunem prețurile vor crește, în special dacă ai un reprezentant al unui reglementator, cum de multe ori eu și public am penalizat, să spun așa, ardoarea unor reprezentanți ai reglementatorilor de a fi în lumina reflectoarelor și de a spune noi credem că va crește prețul la X resursă, energie, electricitate, început se va dubla până în luna X. Ce te aștepți de la subiecții reglementați decât să ajungă exact la așteptarea setată de către reglementatorul în sine. Deci trebuie să fim foarte atenți cu vorbele, trebuie să fim foarte atenți cu estimările. Că suntem din media, că suntem din politică, fiecare, dacă avem o mică platformă din care putem să lansăm opinii, trebuie să fim moderați, să fim atenți. Faptul că românii la un moment dat au intrat într-o criză și s-au așezat la coadă la benzinărie sau au golit rafturile de ulei, să știți că nu este o psihoză, dacă mi este permis, cu ghilimele de rigoare, doar în România. Am văzut și în alte state, inclusiv în Statele Unite, în momente de impredictibilitate, de oarecare restricție socială, oamenii merg și au tendința de a-și pune provizii deoparte. Însă, fără dar și poate că este și efectul a 2 ani în care s-a pierdut extrem de mult încrederea în decidenți. Și oamenii au sentimentul că nu-și pot pune baza decât în propriile forțe și resurse, că sunt singuri și nimeni nu-i mai poate ajuta. Deci, pe lângă acest proces de reconstruire economică, actualul guvern are în față și o provocare de reconstruire a încrederii. Și este în egală măsură importantă. Și vedem cât de importantă este și educația financiară. Da, absolut. Aveți dreptate. Importantă. Ea se construiește pe mentalitate, se construiește pe... Poate ar trebui să facem un stabilitate de țară, să zic așa, și din acest... Atât de multă dreptate. Să știți că poate aparent pot părea discipline marginale, dar platforme precum PSN News, eu vă urmăresc cu foarte, foarte mult interes, ar fi într-o bună poziție să lanseze astfel de programe. Chiar ei nu țin de o curriculă școlară. Țin de fiecare și eu, la rândul meu, mai sunt lucruri pe care le pot învăța sau pe care să mi le introduc în obiceiul de a gestiona resursele financiare.